Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Epistola către Evrei. Epistola către Evrei, capitolul 11. Vom citi de la versetul 23 până la versetul 28 inclusiv. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Probabil că mulți dintre noi încercăm acum, cu sosirea primăverii, un simțământ de prospețime, de frumusețe după o iarnă lungă, geroasă, grea, o primăvară capricioasă, și când se mai arată în sfârșit razele de soare și când Domnul face să înverzească iarăși natura înconjurătoare, parcă și inimile noastre se îndreaptă recunoscătoare spre Domnul și parcă simțim o altă chemare, parcă simțim o altă energie. Cred că dacă este să privim cu mult mai mult, atunci când ne apropiem de lucrurile Scripturii, fie că e vorba de închinare, așa cum a fost în ora care a trecut, fie că este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, mi-aș dori mult să putem avea o inimă într-adevăr proaspătă, o inimă care să ia aminte la momentele pe care le trăim, o inimă care să ia aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Este singura noastră șansă să putem fi proaspeți, să putem fi roditori, să putem fi păziți într-adevăr de puterea întunericului și cu atât mai mult să putem fi roditori în această lume. Cu ajutorul Domnului aș vrea să continuăm iarăși această privire pe care cuvântul o are asupra câtorva dintre oamenii credinței. Precizam și altă dată și nu-mi e greu să o fac și acum, că privind prin această lupă a cuvântului lui Dumnezeu, eroii credinței, ne îndreptăm privirile întâi de toate spre Dumnezeul cel credincios, spre Dumnezeul din cerul care dă credința, spre Domnul Iisus Hristos, El numit cel credincios, pentru ca în felul acesta să putem vedea aceste minuni ale lui Dumnezeu care sunt lucrate în niște oameni cu slăbiciuni, în niște oameni în carne și oase, ca noi, în niște oameni care au trăit pe pământul acesta ca oricare dintre noi, și poate cu mult mai mult în niște oameni care au traversat împrejurări mult mai grele decât acelea pe care le traversăm noi acum. Orice cuvânt al lui Dumnezeu trebuie să ne fie de folos. Nu este doar o istorie, deși cuvântul lui Dumnezeu are pe paginile lui istoria sfântă, dar cuvântul nu este doar istorie, nu este doar narațiune, nu este doar învățătură, cuvântul lui Dumnezeu este duh și viață și acesta trebuie să schimbe ființa noastră. Repet, dacă cuvântul lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt nu ne schimbă inima, și probabil că unora dintre noi nu ne-o schimbă de zeci de ani, e bine, atunci avem o mare problemă. Domnul
ne dă cuvântul ca să ne crească, Domnul ne dă cuvântul ca să crească această credință noastră, să o lege tot mai mult de cel care este, așa cum spuneam, Dumnezeul credincios. Am ajuns, iată, cu meditația noastră la un alt credincios pe care îl evocă aici de o manieră selectivă, fără îndoială, pe care îl evocă aici scriitorul epistolei către evrei, Moise. Este deprisos să ne punem întrebarea dacă știm despre Moise. Nu cred că există, nu doar credincios, dar probabil puțini oameni din această lume, chiar care se numesc creștini, care să nu știe despre Moise, omul care a schimbat din temelii soarta poporului evreu. De altfel, Biblia vorbește prin cele 5 cărți ale lui Moise despre faptul că a fost cel mai prolific scriitor. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a rânduit ca prin Moise să fie scrisă mai bine de a 6-a parte din cuvântul lui Dumnezeu. Primele 5 cărți care au o întindere de 200 de pagini, cel puțin în Biblia pe care o citim, e bine, cărțile acestea au fost scrise prin Duhul lui Dumnezeu de Moise. Despre Moise vorbesc apoi și alte cărți, inclusiv Noul Testament. De aceea Moise rămâne ca un om prin care Dumnezeu a lucrat enorm. Și așa cum vom vedea, datorită faptului că acest destin, această chemare a lui Moise are o caracteristică de excepție, vom vedea și îndârjirea celui rău pentru ca întâi de toate copilul acesta să nu trăiască și mai apoi omul acesta să nu poată face lucrările pe care i le-a dat Dumnezeu. O credință mare este vecină cu o împotrivire mare. O credință mare este de asemenea vecină cu mari încercări. Credința nu crește pe un teren lin. Cine se așteaptă ca viața de credință să fie doar lapte și miere, se înșală. Nu este pe drumul credinței. Credința are de partea ei, pentru omul credincios, un șir de mari încercări, un șir de examene sau probe. Și de asemenea, drumul credinței înseamnă și o angajare să fii gata să pierzi, dacă este cazul, totul. Nu știu în ce măsură ne-a atras poate atenția că primul verset pe care l-am citit se referă la credința unor părinți de alminteri obișnuiți. Este vorba de doi credincioși evrei, părinții lui Moise, părinții lui Aaron și ai Mariei. În Vechiul Testament citim despre ei, este vorba de Amram și Iochebed, doi credincioși din seminția lui Levi, așa cum vom citi puțin în Exodul, care trăiesc și ei ca robi în Egipt. N-aveau un alt statut. Probabil și ei, mă refer la Amram, era un om care muncea lutul Egiptului zilnic, de dimineața până noaptea, în condiții extrem de aspre, iar soția lui cu greutățile casei, cu copii și cu privațiunile sau lipsurile care erau într-o casă de robi. Și în familia aceasta Dumnezeu plantează credința și în familia aceasta Dumnezeu lucrează credința, pentru că nu într-un mod cu totul întâmplător asprimea robiei devine din ce în ce mai mare, iar constrângerile lui Faraon devin până la a fi absurde. Iată, vom citi un pic textul din Exodul pentru ca să putem să ne amintim fără niciun dubiu de aceste împrejurări. Din cartea Exodului, de la capitolul 1, voi citi câteva versete, de exemplu versetul 8. Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif. El a zis poporului său:
Iată că poporul copiilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Veniți să ne arătăm dibaci față de el, ca să nu crească, pentru ca nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească și el cu vrăjmașii noștri, să ne bată și să iasă apoi din țară. Și au pus peste ei isprăvnicei ca să-i asuprească prin munci grele. Astfel a zidit el cetățile Pitom și Ramses ca să slujească de hambare lui Faraon. Dar cu cât îl asupreau mai mult, cu atât se înmulțea și creștea și s-au scârbit de copiii lui Israel. Atunci egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o aspră robie. Le-au făcut viața amară prin lucrări grele de lut și cărămizi și prin tot felul de lucrări de pe câmp. Și în toate muncile acestea pe care îi sileau să le facă, erau fără niciun pic de milă. E greu să, chiar citind, chiar meditând, chiar reflectând cu pioșenie la cuvântul lui Dumnezeu, cred că este greu să putem cuprinde profunzimea situației extrem de grele în care se găseau copiii lui Israel. Și nu erau puțini. Erau cu sutele de mii în țară. Ei, într-adevăr, își urmăreau destinul sau rostul chemării lor de a fi ca pulberea pământului, ca nisipul de pe malul mării, pentru că era vorba de această chemare pe care le-a dat-o Dumnezeu. Dar cu cât își împlineau, repet, prin ajutorul lui Dumnezeu, rostul acesta, cu atât opresiunea era din ce în ce mai aspră. Și pe terenul acesta, în care poporul va ajunge aproape de limită, Dumnezeu va lucra pentru ca să poată naște un izbăvitor pentru ei, să poată naște un om al credinței despre care mii de ani, sute de generații de oameni să poată să-și aducă aminte că a fost un Moise. Mai departe se spune că porunca lui Faraon viza însăși substanța poporului acestuia, fibra lui, genealogia lui sau cu alte cuvinte posibilitatea de a merge mai departe. Dacă le ucideau, e limpede, toți copiii de parte bărbătească, era limpede că poporul acesta era vizat spre exterminare. Holocaustul n-a fost doar în vremea acestui nenorocit de Hitler. Holocaustul a început în Egipt și planul satanei de nimicire a poporului evreu se plămădește în Egipt, pentru că acolo se pune la cale planul acesta mârșav să le distrugă ființa națională și să-i distrugă practic ca popor. În câteva generații urmau să dispară dacă porunca lui Faraon de ucidere a pruncilor de parte bărbătească ar fi fost adusă la îndeplinire fără niciun fel de excepție. Dumnezeu? Unde este Dumnezeu? Vă puteți imagina, ne putem oare gândi ce răzbătea din colibele de lut ale evreilor? Unde este Dumnezeul nostru? Psalmul 42 are și el această întrebare. Unde este Dumnezeul tău, spun necredincioșii omului credincios? Unde este Dumnezeul nostru? Fără niciun dubiu că tradiția orală cu privire la istoria lui Dumnezeu prin oamenii credinței, Avraam, Isaac, Iacov, Iosif și așa mai departe, funcționa. Și oamenii aceștia robi, oamenii aceștia care, iată, privesc și ei desnădăjduiți spre cer, și întreabă în casa lor, în inima lor, unde este Dumnezeul nostru? Dumnezeul nostru este în cer, spune un psalm. El face tot ce vrea. Și El vrea binele. Și va lucra pentru poporul acesta binele. Numai că, înainte de a ajunge la bine, poporul acesta traversează, așa cum spuneam, o perioadă extrem de aspră, până la limită. Și în fața acestei porunci de a li se ucide copiii de parte bărbătească, fără îndoială, cu asemenea poruncă va înspăimânta poporul. Nu știm câți vor fi murit dintre băieții care s-au născut.
Cert este însă, dacă este vorba să privim mai profunzime Scriptura, că porunca aceasta a fost dată cu puțină vreme de a se naște Moise. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Aaron, care era cu 3 ani mai mare decât Moise, nu prinde această poruncă. Sau cu alte cuvinte, părinții nu au, atunci când se naște Aaron, nu au această interdicție, sau cu alte cuvinte, această poruncă a lui Faraon. Deci, chiar înainte de a se naște Moise, apare porunca satanică, copiii de parte bărbătească să dispară. Oare nu ne aducem aminte că același plan diabolic a fost și cu privire la Domnul Iisus Hristos? De unde se naște porunca împăratului vremii să meargă toată lumea în cetatea lui de naștere pentru ca să se înscrie, era poruncă obligatorie, și să pui pe drum o femeie care era aproape să nască și să călătorească în condițiile acele atât de grele, o distanță lungă? Era în condiții normale, era în condiții așteptate moartea prematură a pruncului. Aceasta îi pregătește satana și Domnul Iisus Hristos. Aceasta îi va pregăti apoi și prin uciderea pruncilor din Betleem. Îl urmărește cu o ură infinită pe Domnul Iisus Hristos. Și așa a urmărit, iată, pe oamenii pe care Dumnezeu i-a ales să fie oameni ai credinței. Și Moise are din partea celui rău această primire. Nu-i nimic, se va naște copilul acesta, dar va fi ucis. Ce nenorociri pregătește cel rău. Nu degeaba cuvântul ne spune că dă târcoale ca un leu care caută pe cine să înghită. Fac o paranteză, cât de puțin realizăm lucrul acesta uneori. Când din neveghere sau din slaba noastră credință sau poate din necredință facem jocurile satanei. Și o spun cu durere. Oameni care se zic oameni ai credință fac jocurile celui rău, ale acestui ucigaș. Cum spune Domnul Iisus Hristos, el de la început a fost un ucigaș. Te unești cu satana în măsura în care accepți să faci lucrurile satanei. Ura, dezbinarea, vorbirea de rău sunt de la ucigașul, nu sunt de la Domnul Iisus Hristos. Cum vă faceți, tovarăși, cu nimicitorul? Lucrurile acestea nu ne cutremură oare? Cât de mulți trec așa de nepăsători peste această alianță nenorocită cu cel rău. Închid paranteza. Porunca apare, repet, cu puțin înainte de nașterea lui Moise. Și pare că din punct de vedere omenesc, Moise n-avea nicio șansă. Am obiceiul acesta, uneori, când mai discut cu frații, să pun întrebări retorice. Ce-ar fi fost dacă? Ce-ar fi fost dacă Moise, chiar ascuns bine, ar fi fost găsit de slujbașii lui Faraon și omorât? Sigur că spui ipotetic. Câtă parte din Scriptură ar fi fost lipsă și câte alte lucrări n-ar fi putut avea loc. Cred că satan ar fi jubilat. N-are însă parte de o asemenea satisfacție, pentru că Dumnezeu este la lucru și naște în inima părinților lui Moise o credință. O credință autentică, reală. Nu le-a vorbit nimeni, nu le-a ținut nimeni predici despre credință, fără îndoială. Dar în oamenii aceștia simpli, robi, credincioși, se naște această credință care vine de la Dumnezeu. Ce face credința lor? Credința lor se confruntă cu porunca împăratului. Declarați copiii de parte bărbătească ce vi s-au născut în casă, era porunca împăratului. Probabil că erau pedepse aspre. Și oamenii aceștia, sigur, Scriptura are această nuanță frumoasă. Și care părinte nu consideră sau nu vede pe copilul lui frumos? Cineva spunea într-un mod un pic umoristic, zice, șocioară când își vede puii, îi vede foarte frumoși.
Dacă ar privi un porumbel spre niște pui de cioară, ce, domne, ce cu ăștia? Dar mama lor îi vede așa de frumoși și îngrijește așa de mult pentru că sunt copiii ei. Dar cuvântul subliniază, au văzut că era frumos copilul. Probabil că era o frumusețe din aceasta peste ceea ce era comun. Dar nu doar pentru lucrul acesta. În inima lor se unește această dorință de a-și păstra copilul lor frumos cu ceea ce lucrează Dumnezeu, cu ceea ce pune Dumnezeu în inima lor, credință. Și cei doi părinți se pun de acord, trebuie să facem tot posibilul să-l ascundem. Dar cum să fac să nu plângă, maestră, care sunteți mame, ați crescut copii, știți bine, ar fi o chestiune aproape imposibilă să spui, să crești un copil, eu știu, la bloc, și să nu se audă niciun țipă. Nu există așa ceva. Mi-aduc aminte că am crescut și noi copiii mici și, mă rog, mai ne băteau vecinii în țeavă, mai făceau că țipau copiii noaptea, cine știe ce aveau, și eram la bloc și, mă rog, pe linie și la dreapta și la stânga erau atâtea și atâtea admonestări. Cum să ții un copil? Că nu trăia fiecare într-un palat. Era colibă lângă colibă. Și totuși Dumnezeu le dă har. Dar este aici un alt prag. Pentru că această ascundere a copilului, care ține de credința lor, dar și de, hai să spun, de iscusința pe care le-o dă Dumnezeu, această ascundere a copilului are niște limite. Puteau să-l mai ascundă nu știu câte luni, puteau să-l ascundă un alt sau cine știe cât, omenește era imposibil. Și atunci Dumnezeu îi trece într-o altă clasă a credinței. Pe acești părinți, ei trec în clasa, dacă vreți, în clasa a doua sau în ciclul 2 al credinței. Și anume, copilul este abandonat. Știți ce spune Ștefan despre lucrul acesta? Că Moise a fost lepădat. Copilul Moise, nu în sensul. Dar Moise este abandonat, un copil de 3 luni. Căruia să îi construiești un sicriaș de papură, cum se va spune în capitolul următor, un copil de 3 luni pe care să-l pui într-un coșuleț, e adevărat, care să nu ia apă, și totuși coșulețul acesta să-l pui între trestii pe apele Nilului. Ce însemna lucrul acesta? Însemna abandonul credinței. Părinții aceștia îl abandonează pe copilul lor în mâna Dumnezeului lui Israel. Primești pe râu. Știe toată lumea că Nilul, acum când au făcut ei barajul ăla de la Aswan, n-au mai au crocodili până în delta, dar mișuna de crocodili. Să iei copilul tău de 3 luni și să spui, uite, vrem să-l salvăm. Oricine ar fi știut de planul acesta, dar n-a știut nimeni decât Dumnezeu, le-ar fi spus, asta este o nebunie, încercați să mai ascundeți copilul, dacă tot ați făcut-o până acum, până la trei luni de zile, de ce n-ați merge mai departe? Însă Dumnezeu, repet, îi trece într-o altă clasă a credinței, în care nu mai depinde copilul de iscusința lor, nu mai depinde, eu știu, de complicitatea probabil a vecinilor lor și așa mai departe, ci copilul acesta este abandonat în brațele lui Dumnezeu. Mare credință! Mare credință! Și cuvântul lui Dumnezeu peste mii de ani va sublinia credința aceasta a părinților lui Moise, ferice de copiii care au părinți credincioși. Ferice de acești copii să prețuiască enorm credincioșia părinților lor. Dumnezeu mi-a făcut și mie harul să am părinți credincioși. Și ce mare binecuvântare este lucrul acesta. Prețuiți pe părinții voștri credincioși. Părinții aceștia și-au pus în joc, fără îndoială, poate chiar viața lor, dar nu numai atât. Părinții aceștia s-au abandonat în felul lor, atât cât au înțeles ei. La nivelul de atunci și-au abandonat copilul acesta care era frumos. L-au abandonat în brațele lui Dumnezeu. Fetița aceasta, sora mai mare, cum spune cuvântul în capitolul 2, sigur ca orice copil se uita printre trestii. Ce-o fi fost în inima ei veșnicia nevară? Ta s-o întrebați în veșnicie pe Maria. Ce-o fi simțit Maria când își privea frățiorul în trestii?
la îndemâna oricărui crocodil sau cine știe ce, sau unui val care putea să răstoarne copiii. Și totuși, acesta este Dumnezeu. Dumnezeu face un lucru la care nu s-ar fi gândit, sunt convins, niciun evreu, oricât de credincios ar fi fost. N-am niciun dubiu că părinții nu s-au gândit la această soluție a lui Dumnezeu, dar am convingerea că părinții aceștia au zis: Doamne, ești Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, încredințăm copilul acesta, ni se rupe inima, dar îl încredințăm în brațele tale puternice. Și n-au greșit. Ce bine au făcut. Dar, repet, credința are examenele ei. Și când ajungi să treci un examen, Dumnezeu te trece într-o altă clasă, cum îi trece pe părinții aceștia, repet, oameni simpli, poate fără carte, dar oameni credincioși. Și nici prin gândul lor cel mai îndrăzneț nu și-ar fi imaginat vreodată că Dumnezeu avea să scoată din ape pe Moise. De altfel, numele lui chiar asta înseamnă scos, deci scos din ape. Copilul acesta, în loc să ajungă în gura unui crocodil, ajunge în casa lui Faraon. Copilul acesta, în loc să fie, eu știu, mort de foame, țipa când l-a găsit fata lui Faraon de foame, copilul acesta, în loc să moară de foame, va fi alăptat de mama lui. În casa fiicelui Faraon și crescut, dacă vrem, ca doică de mama lui. Ce vrem condiții mai bune pentru un copil de evreu? Ce mare este Dumnezeu! Ce mare este credința pe care Dumnezeu o pune, repet, în inima acestor oameni credincioși. Prin credință au ascuns, a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Îmi place credința acestor oameni simpli. Noi evocăm prin cuvântul Dumnezeu credința unor oameni, într-adevăr, cu nume, dar îmi place mult când găsesc pe pagini de Scripturii credința unor oameni fără nume mari, cel puțin în dreptul nostru. Sunt nume însă scrise în ceruri pentru veșnicie, și Amram și Iochebed sunt trecuți în galeria eroilor credinței, pentru că nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului, ci din potrivă au contat pe promisiunea lui Dumnezeu. Și crește Faraon, crește Moise la curtea lui Faraon. Cuvântul ne spune și trece rapid peste această perioadă, 40 de ani. 40 de ani Moise crește ca un faraon, ca un egiptean. Și portul este, și cultura, și limba, și toată înțelepciunea, cum spune martirul Ștefan, Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. Era normal, fiind la curtea împăratului, trebuia educat de mic în acest spirit al prinților, pentru ca mai apoi să fie în stare să cârmuiască ori Egiptul, ori să-i se dea anumite demnități. Și oamenii aceștia aveau un program foarte riguros de educație, de pregătire școlară, universitară, pentru ca să fie în stare, repet, să fie demnitari ai poporului Israel. Ajunge la 40 de ani. Și cuvântul surprinde de data aceasta în viața lui Moise germenii credinței. Când citim istoria sfântă, repet, în Exod capitolul 2, și citind narațiunea istorică, dacă vrem, ne-ar fi greu să surprindem ceea ce interpretează prin Duhul Sfânt scritorul epistolei către evrei. Și anume, că la această vârstă de 40 de ani, Moise a luat în inima lui o decizie. Citind Exodul capitolul 2 și 3, am putea zice, domnule, Moise a ieșit pe câmp să vadă și el ce mai fac robii aceștia, pentru că, mă rog, știa că e din poporul lor, a văzut că, eu știu, era unul care era nedreptățit de un egiptean, Moise, cu pregătire militară, cu tot ce mai avea el, a omorât pe egiptean, a scăpat pe fratele lui, a doua zi a încercat să facă pace între doi evrei și unul a amenințat că o să îi dezvăluie crima din ziua precedentă și așa mai departe. Și am zice, da, sigur, o chestie de întâmplare. Și totuși, epistola către evrei ne spune despre Moise, care a luat la rândul lui o decizie. A luat decizia în inima lui, și anume,
să meargă și să împărtășească soarta poporului său. Cuvântul este foarte limpede și voi reciti versetele care subliniază lucrul acesta. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Cum adică n-a vrut? S-a dus cumva la Faraon și a spus: împărate, uite ce anulează, eu știu, papirusul prin care eu sunt fiul fiicei tale. Uite ce se întâmplă, eu vreau să renunț la orice demnitate și așa mai departe. Nu știu dacă a făcut lucrul acesta de această manieră. Însă în inima lui, pe măsură ce crește și pe măsură ce viața lui se deosebește radical de viața poporului său, în inima lui Moise se dau lupte. Credința se naște în mijlocul luptelor, al frământărilor. Și Moise pune în balanță lucrul acesta: bine, care va fi viitorul meu? Scriitorii antici și, mă rog, scriitorii creștini spun că erau foarte multe șanse ca Moise să fie, după moartea tatălui, mamei sale adoptive, să fie declarat faraon. Sau oricum ar fi, era destinat unei mari dregătorii și ar fi fost o personalitate, dacă vrem, în lumea Egiptului. Dar Moise, cu mintea lui de la vremea aceea, pune problema aceasta în inima lui. Pentru că, repet, credința aceasta nu se naște din neant. Se naște din preocupări, se naște din întrebări, se naște din frământări și Moise își pune problema: frații mei suferă robia egipteană și eu sunt alături de asupritorii lor. Ei bine, lucrul acesta nu poate să dăinuiască. Și Moise, în această frământare în care trebuie să aleagă, va alege partea poporului său. Deși de o manieră personală, repet, răzbunare, omorârea egipteanului și așa mai departe, deși de o manieră personală, totuși faptele lui Moise dau la iveală această decizie lăuntrică pe care o ia și care este o decizie a credinței, și anume să nu fie numit fiicei lui Faraon, cu alte cuvinte să nu mai împărtășească mai departe această carieră, dacă vrem, acest rost, ci într-un mod evident să ia partea poporului său și să sufere ocara împreună cu robii din Egipt. Ceea ce face Moise, chiar prin prisma istoriei din Exod, nu era un lucru simplu. Chiar el, ca prinț egiptean, să umble pe câmp printre robi era o chestiune care îl putea înjosi în ochii poporului egiptean. Cum adică prințul să vină printre niște robi, să vadă cu ce se ocupă, ce fac, dacă suferă, dacă nu și așa mai departe. Ei bine, Moise ia decizia aceasta, și anume să împărtășească soarta poporului său. Este un act al credinței. Sigur, maturizarea credinței va veni mai târziu, dar este această decizie care schimbă rostul lui Moise. Sigur că era o decizie lucrată de Dumnezeu. Dumnezeu îl ajută pe acest om crescut la curtea lui Faraon să înțeleagă că este mai bine să împărtășească soarta poporului său, care este poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure, cum spune Scriptura, printr-o expresie atât de plastică, de plăcerile de o clipă ale păcatului. Și Moise va înțelege atunci sau mai târziu că decizia lui de a urma sau de a împărtăși soarta poporului său are un preț. Așa cum spuneam și la început, să fim conștienți de faptul că atunci când mergem pe drumul adevărat al credinței, nu o credință pe care o vântură orice om, o credință autentică, această credință are prețul ei. O să ni se pară că acum este, nu e mare lucru în ceea ce privește prețul pe care să-l plătești, a spune că ești sau nu credincios. Și totuși ai un preț. Dacă ești credincios autentic, ai un preț, pentru că lumea, într-un fel sau altul, te va disprețui. Lumea, într-un fel sau altul, nu va fi de acord cu deciziile credinței tale.
Când această credință este una, eu știu, în zona gri, probabil că nu vei simți sacrificiile credinței, dar acestea sunt. În perioada comunistă, de pildă, au fost credincioși, fie tineri, fie maturi, care au știut să spună nu faraonului și n-au făcut pactul cu faraonul. Au fost și alții care au făcut pactul cu faraonul și au zis că merge și una și alta, probabil în mintea lor să meargă, dar ele nu merg. Credința are sacrificiile ei. Și Moise, datorită acestui act de credință, va pierde practic totul. Când faraon va afla de isprava lui, ca să zic așa, va decide să îl omoare. Și peste noapte Moise pierde totul, omenește vorbind. Cum spune și apostolul Pavel, am pierdut totul. Da. Dacă este vorba să facem referire la apostolul Pavel, el când spune în Filipeni capitolul 2 și 3 că a pierdut totul din pricina Domnului Iisus Hristos și le socotesc toate ca un gunoi. Nu cred că greșesc dacă aș putea pune în paralelă această decizie a unui Moise de odinioară cu a lui Pavel de mai târziu. Aceste avantaje pe care le avea într-un mod cert Moise vor fi de domeniul trecutului. Și tânărul egiptean, educat, prințul acesta, de 40 de ani, în puterea vârstei, va fi nevoit să fugă cu hainele de pe el și să ajungă într-o țară străină. Și acolo să facă 40 de ani o slujbă de păstor. De la a păstori un popor, poporul egiptean, și la a păstori turma socrului său, nu credem că este totuși o mare diferență? Moise este gata să-și piardă viața, își pierde, hai să spun așa, identitatea aceea oficială de egiptean și va împrumuta identitatea unui sărman păstor prin pustiurile Arabiei. Aceasta este credința. Sigur, Dumnezeu nu lucrează cu aceeași măsură cu toți, dar pe fond, credința, repet, are prețul ei și Dumnezeu să ne ajute să putem fi gata să plătim prețul pentru credința noastră. Nu mă refer și nu vreau să tragă nimeni vreo concluzie falsă că intrarea noastră în cer se face pe temeiul prețului pe care îl dăm noi. Nu! Intrarea noastră în cer pe temeiul jertfei Domnului Iisus Hristos pe care o înțelegem prin credință și prin pocăință. Când mă refer că această credință are preț, mă refer la trăirea credinței. Mă refer la această viață de credință, care nu poate să fie o viață de ușurătate, cum înțeleg într-un mod atât de fals unii dintre noi. Întoarcerea autentică la Dumnezeu înseamnă conștientizarea lăuntrică a faptului că viața de credință este o luptă. Că viața de credință este cel mai serios lucru pe care îl are omul credincios în viața lui. Cine își permite să facă ușurătăți de genul acesta, nu este pe drumul credinței. Credința te angajează, repet, la sacrificii, la renunțări, pentru că ai ochii unde pironiți sau ațintiți spre răsplătire. Ai ochii pironiți spre Domnul Iisus Hristos pe care îl iubești. Și pentru el faci totul. Moise, în credința lui, alege să fie de partea Dumnezeului lui Israel de mai târziu și a ales bine. Și drumul acesta, repet, l-a costat pe Moise multe lacrimi, multă umilință. Probabil vom vedea cu ajutorul Dumnezeu, poate altă dată, Moise ajunge în cei 40 de ani când stă în pustiu Sinai, ajunge să nu mai fie în stare să vorbească. El va spune lui Dumnezeu că limba îi este încălcită, a fost așa înainte, nici de cum. Prinții egipteni, ca și alți prinți, învățau între altele oratoria, cum să țină un discurs. Învățau lucrurile vremii, învățau științele vremii. Deci era imposibil ca Moise la 40 de ani să spun că nu se bâlbâia sau nu putea să vorbească, dar 40 de ani de pustie îl aduc din punct de vedere omenesc pe Moise în această slăbiciune, dacă vrem, încât el însuși, Doamne, eu am vorbirea încălcită, nu pot să mai vorbesc.
mari sunt, repet, răsplătirile credinței, dar Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că mari sunt și sacrificiile pe care credinciosul trebuie să le facă pentru credință, umilire, calomnie, vorbe rele, multe, trebuie să le accepți. Fac parte din acest drum al credinței, te necășesc fără îndoială, nu privești cu bucurie la lucrurile urâte și neadevărate care se spun, dar fac parte din drumul credinței. Să fim conștienți de lucrul acesta. Sigur, vai de cei care le proferează, este problema lor cu Dumnezeu, dar pentru cei credincioși să le ia ca un drum pe care trebuie să trecem. Dumnezeu să ne ajute să putem învăța, între multe alte lucruri, de la acești oameni ai credinței, această încredere a lor în Dumnezeu, repet, în condiții poate mult mai grele decât ale noastre, și faptul că acceptând să putem fi gata să ne sacrificăm pentru a-i sluji Domnului Iisus Hristos, să știm că lucrul acesta este doar o părticică din recunoștința unui credincios pentru prețul cel mare pe care Domnul Iisus l-a dat. Cum să nu-L iubești pe El? Spunea odinioară fratele Wurmbrand chiar la acest anvon, când ai un asemenea mântuitor, cum poți să nu-L iubești? Cum să nu ți se umple fața de bucurie când ai de-a face cu Domnul Iisus Hristos, răscumpărătorul tău? Și atunci, credința te ajută să faci orice trebuie pentru a slăvi numele Lui. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.